Salut și bine te-am găsit sau bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Iasmina și astăzi am să împărtășesc o veste grozavă cu tine și anume am creat primul meu set de acuarele handmade. Acesta este. Este o paletă în miniatură pe care o poți lua în călătoriile tale. Poți să o iei la cafeneaua preferată, dacă îți place să schițezi acolo. Poți să o iei într-o drumeție, dacă vrei să faci schițe botanice. Sau poți pur și simplu să te bucuri de o selecție de acuarele profesionale în căldura casei tale. Ce am ales pentru tine? O selecție de culori primare de la Schmincke și sunt acuarele profesionale Horadam. Adică sunt acuarele pentru artiști care sunt rezistente la razele ultraviolete. Asta înseamnă că poți să faci un tablou, să-l pui pe perete și să nu se ducă culoarea din cauza luminii. Să nu se stompeze. Ce am ales? Pure Yellow, Scarlet Red, May Green, Ultramarine Blue Deep, Raw Amber și Ivory Black. Cinci dintre ele sunt turnate manual, iar a șasea este mixată manual de către mine. Cele turnate sunt din culori profesionale, iar cea mixată e mixată din pigmenți profesionali și lianți profesionali la care am adăugat un strop de miere făcută local în condiții bio pentru a asigura modul de rehidratare facil al acuarelei. Este un set bun și pentru un începător, având culori primare, din care poți să mixezi o multitudine de variante. Este un set bun pentru oricine pictează, pentru că ai șansa să obții la un super preț o selecție de culori pentru artiști, dacă până acum ai folosit culori de hobby sau pentru studenți și întotdeauna ți s-au părut foarte scumpe. Cele pentru artiști, ai o selecție de 6 culori care altfel dacă te-ai duce singur să ți le iei ar costa mult, mult mai scump. Prețul pentru un set de 6 culori este de 120 de lei, deci mult mai ieftin decât dacă ar fi să mergi să ți le iei singur. Altfel, o culoare poate să ajungă și până la 40 de lei, deci avem deja 240 de lei plus cutiuța, plus căsuțele în care stau, plus transportul, deci depășim mai bine de dublu prețul acesta. În plus, este drăguță, e ca o mică comoară, e ca o cutie de bijuterii care îți aduce bucurie. Pentru cei interesați de date științifice, o să iau la rând culorile și am să spun ce conțin fiecare, și anume Pure Yellow este culoarea numărul 14216, are 4 stele din 5 ca rezistență la ultraviolete, deci este aproape perfectă în ceea ce privește rezistența la lumină, este transparentă și e formată dintr-un singur pigment, adică e o culoare primară, PY154. Scarlet Red e culoarea 14363, are iarăși 4 stele din 5, semi-transparentă și conține iarăși un singur pigment, PR254. May Green e culoarea 14524, 4 stele din 5, transparentă, conține 2 pigmenți, PY151 și PG7. Ultramarine Blue Deep este o culoare mixată de mine din pigmenți profesionali. Are codul 18499, 5 stele din 5, deci perfectă, transparentă, un singur pigment PB29.
Raw Amber e culoarea 14667, 5 stele din 5, transparentă, formată din 2 pigmenți, PBR7 și PY42. Și Ivory Black, culoarea 14780, 5 stele din 5, semi-transparentă, un singur pigment, PBK9. Ok, și pentru că se cheamă cupcake, vom face împreună o brioșă. Aici aveți una făcută anterior, am făcut și un videoclip în engleză pentru a-l pune în magazinul meu de pe Etsy, dar cel în română l-am făcut pentru Facebook, dacă doriți să achiziționați. Și apropo, nu cred că am menționat, am făcut doar 2 seturi, deci dacă vă interesează, grăbiți-vă, este o oportunitate de moment, sunt sigură că se vor duce foarte repede cele 2 seturi, așa că asigurați-vă că puneți mâna pe unul. Vă spuneam, dacă vă interesează, scrieți-mi, lăsați-mi un mesaj privat ori la acest videoclip, ori pe Facebook și mă asigur că vă voi livra setul. Cum vă spuneam, o să facem împreună un proiect ca să vedeți cum reacționează, cum se comportă acuarelele. Aici este ce am făcut în videoclipul în limba engleză și împreună vom face o altă brioșă. Așa, și aceasta este brioșa noastră pe care o vom colora. O să lucrăm în etape și pe straturi, astfel încât să nu curgă culorile dintr-un strat în celălalt. Și atunci o să punem întâi un strat de bază pe ambalajul brioșei și folosesc Raw Amber. Cheia în acuarelă și în obținerea efectelor 3D este să lucrezi în straturi. Da. Deci aici este partea de jos a brioșei și acum o să trecem la afine. Folosesc ultramarin. Punem un strat peste tot. O să venim ulterior și o să adâncim. Bine. Haideți să mergem din nou la partea de ambalaj și să împingem niște pigment sub glazură. Ne imaginăm o glazură foarte generoasă, care creează umbre pe partea de cocă și de ambalaj. Așa, un proiect este foarte bun și dacă ești la dietă, poți să te bucuri de brioșe fără să le mănânci. Plus că acuarela mi se pare un medium surprinzător care îți dă multă bucurie și te bucură de fiecare dată când o încerci, pentru că efectele și modul în care joacă culorile pe hârtie sunt inedite de fiecare dată. Și un mare merit al acuarelelor profesionale este faptul că sunt făcute din pigmenți puri, care granulează. Deci, efectiv, vezi firele de pigment cum joacă în apă, dispersia lor
și mi se pare un lucru fascinant. Am adâncit umbrele pe partea stângă. O să lăsăm în partea stângă umbrele, în partea dreaptă lumina. Doar la ultimul segment am mers pe partea dreaptă pentru a defini conturul. Modul în care eu creez nu este unul științific, nu am studii în domeniu, merg pe intuiție și pe ce cred eu că ar fi acolo. În schimb, îmi plac ilustrațiile de poveste. În engleză există un termen, whimsical, se numesc. Deci, practic, îmi place orice are o poveste bună de spus și putem să aplicăm lucrul acesta și la pictura în acuarele. Deci, de multe ori îmi imaginez o poveste, un scenariu și creez după el. Adică nu trebuie să am brioșa efectiv, mi-o imaginez, îmi imaginez unde ar fi sursa de lumină și începem de acolo. Bun, acum o să încerc să mixez niște ultramarin cu niște galben. Să vedem ce iasă. Mi-ar trebui un verde mai închis ca să facem niște jocuri de nuanță pe frunze. Să vedem. Să mai mergem puțin în partea de ambalaj. Ia, dacă punem niște roșu, trebuie să ne iasă o culoare de umbră. Punem mai niște albastru, niște raw umber. Să vedem. Iarăși vreau să adâncesc umbra de sub glazură. Mergem pe partea stângă a fiecărui segment. La ultimul în dreapta. La fel o să mă duc pe coronița asta care leagă și mai punem și acolo. Practic adâncim umbrele până obținem efectul dorit. Nu știu dacă vedeți, eu sper că da. E atât de frumos modul în care granulează pigmenții în apă. Deci sunt niște efecte superbe pe hârtie. Bine, haideți să mai mergem puțin la afine. Punem iarăși pe partea stângă și mai mult în centru. Și atunci o să mă duc cu puțină apă curată lângă ce am pus în partea stângă ca să facem să fugă culoarea și să nu avem niște margini atât de dure ale culorii. Okay.
niște ultramarini. Mai luăm niște galben. Și mă mai duc puțin la frunze, iarăși să mai punem niște pigment. Bun, iarăși mă duc cu apă curată sub linia de demarcare ca să facem marginile mai moi. Ale culorii mă refer, mai blânde. Bun. Haideți să mai luăm niște raw umber și să punem niște negru în ea. Și să mă duc iarăși să adâncesc umbrele. Să iau puțin negru. Și o să mă duc de desubt să fac umbra. Acum, chiar dacă am depășit conturul, nu contează, o să vedeți atât de repede și de bine se reactivează acuarelele pe hârtie, încât o să se dizolve și o să se combine cu noua culoare și nici nu o să se mai observe. Iarăși sub brioșă mă duc și adâncesc umbra. Și o să mai revenim ulterior ca să mai punem niște pigment acolo. O să mai pierd puțin marginile. Bine. Acum o să iau puțin ultramarin și o să iau puțin roșu. Să vedem. Să obțin așa un liliachiu. Să mă duc puțin în afine. Să vedem și o nuanță de movaliu liliachiu. Vedem că ovaliul ăsta vrea să-mi scape în frunză și... Ok. Bine. Așa. Asta a fost cu afinele noastre. Hai să mai iau puțin negru. Să mă duc aici sub brioșă. Mai lucrăm la umbră. Bine. Acum cred că o voi usca puțin și o să începem să lucrăm la glazură. Bine. Acum, pentru glazură voi amesteca puțin roșu și puțin galben. Punem niște apă. Bun, și prima dată punem un strat peste tot.
și până se usucă stratul nostru. Haideți să mergem puțin la albastru și să-i mai punem niște accente de culoare pe afine. Ok. Și o să iau și puțin negru să adâncim centrul. Bine. Și acum ne întoarcem la glazura noastră. O să iau roșu. Și o să mă duc pe toate liniile glazurii. După care am să mă duc cu pensul la undă și să trag o linie de apă lângă fiecare linie de acuarelă, astfel încât culoarea să înceapă să se dizolve și să curgă, să obținem un efect de degrade. Acum o să vreau să adâncesc umbrele, accentele de culoare. O să iau puțin la umbră. Să luăm și puțin albastru. Și violetul ăsta să vedem. Să adâncim puțin nuanțele. Și apoi să curățăm puțin marginile, acolo unde a depășit culoarea conturul. Mergem să mai punem niște umbre în ambalajul brioșei.
Eu cred că arată super bine. O voi usca și eventual o să intrăm puțin cu niște creioane colorate ca să mai creăm niște accente. Ok, brioșa noastră este uscată și acum o să folosim niște creioane să adâncim puțin umbrele, să mai punem niște lumină și anume avem Raw Amber, Pale Geranium Lake, Cobalt Blue, Permanent Green, Cold Gray Number 5, Black și White. Haideți să începem cu frunzele. Deci tot unde am aplicat culoarea mai închisă, mă duc încă o dată și apoi pierdem în degrade. Avem o buburuză în studioul nostru și acum o să mergem cu albastru și o să încercăm să facem conturul. La afine, oricum a ieșit destul de bine, deci nu trebuie să lucrăm prea mult și cu negru eventual puțin. Pentru a defini. Bine. Acum trecem la roșu. La fel cum am făcut și cu acuarela. Pe toate liniile. Ca să creăm acel efect 3D. Cu albastru să vedem. Apoi cu alb, să mă duc puțin pe afine în zonele de lumină și pe glazură, la fel în zonele luminoase. Apoi pe ambalaj, să mă duc puțin sub glazură, sub marginea de sus, pe contur, pe fiecare segment în partea stângă, exact cum am făcut cu acuarela. Și dedesubt. Dedesubt, o să vreau și puțin negru ca să adâncim umbra. Și puțin cu Raw Amber să facem trecerea de la gri
și urmăresc modul în care a mers acuarela. Și așa merg și cu creionul, dar nu chiar peste tot, ca să avem acel efect de degrade. Ok. Aceasta e brioșa noastră. Cred că a ieșit superb. Cred că v-am convins de calitatea culorilor și magia pe care pot ele să o facă. Vă reamintesc că sunt doar două seturi, așa că luați-le cât apucați până nu dispar. Vă spuneam metoda de a le achiziționa, să-mi lăsați un mesaj la acest videoclip sau un mesaj privat pe Facebook. Prețul lor este de 120 de lei, mult sub ce ați plăti dacă ați încerca să le compuneți voi, și o valoare extraordinară, extraordinară, calitate la fel, și o oportunitate pe măsură. O zi frumoasă să aveți și creativitate cât cuprinde!